Moldova, din păcate, 2015 a marcat și o creștere a valului imigrațional în afara țării, a cetățenilor din Republica Moldova, ceea ce a rezultat nu în diminuarea comunității noastre în afara țării, nu în revenirea concetățenilor noștri care sunt, dincolo de faptul că sunt o bogăție, dar fără de care este greu de presupus că am putea crea masa critică necesară pentru a relansa și economia, pentru a face investiții, pentru a schimba lucrurile din Republica Moldova, dar din contra s-a produs și o creștere, din câte cunoaștem noi, a numărului celor care au plecat în afara Republicii Moldova.